Bună ziua, bine v-am găsit! Vreau să vă arăt coloniile care le-am separat ieri și au făcut fiecare treaba ei. Deci am mai făcut treaba asta și știam că totul e în regulă, adică fiecare cu urdinișul lui. Fiindcă albina așa un reper forma lăzii și distanțele mărginașe din câte am observat eu. Și fiecare are treaba lui. Acum voi merge și voi deschide încă doi stupi, mai am trei din toată stupina și am terminat cu această lucrare. Deci mai am încă trei colonii, dar ne vom uita la doi. Și voi vorbi un pic despre extinderea progresivă, deci nu extinzi abuziv, extinzi progresiv, așa este normal. Dacă ai iernat strâns, acum nu mai e calul și cântă cocoșul. Bun, deci extinderea progresivă. Eu data trecută, aproximativ acum o săptămână, am venit și am mai pus o ramă, da? Și acum vin și arunc o privire pe rama pusă și o să-i mai adaug una, în funcție de ce face ea cu ramele de după diafragmă. Deci trebuie, dacă tot ierni strâns, să te duci cu o ramă, cu o ramă, cu o ramă, cu două, cu trei, în funcție de cum te prinde momentul în care ajungi la colonia respectivă, fiindcă nu ajungi în aceeași zi la toate. Adică în cazul meu nu ajung, eu deja sunt în a treia zi cu această lucrare. Azi termin, ca de mâine încep altă treabă cu ele. Bun. Eu acum le verific ramele de după diafragmă. Aici am miere lichidă. Deci a lucrat albina, nu mai este necesară descăpăcirea. Da, să văd dacă este necesară extinderea, da? De aceea îngrijește albinuțe să vii progresiv la ele, nu abuziv. Și aici este miere lichidă. Mă uit dacă a adus, să vă arăt, mierea lichidă. Așa, strălucește. Bun. Cu ajutorul apei care eu dau, albina prelucrează mierea și o face gata de consum. Așa, și rama data trecută, i-am dat această ramă. Această ramă i-am dat-o data trecută. Și acum o voi verifica să văd ce a făcut cu această ramă. Câte celule mai are la dispoziție. Aici o să mai vin cu o ramă. Această ramă, când am adus-o eu, deja eclozează puiet. Mai are câteva de eclozat și a băgat miere, deci colonia are hrană suficientă. Bun. Fiindcă o să ajung la ea peste vreo 10 zile, o să-i adaug această ramă cu mâncare în margine, nu goală, fiindcă are celule suficiente goale. Și doar atâta îi fac, nu-i mai fac altceva nimic. Mâncare și mâncare, ca atunci când o să vin, o să-i adaug această ramă.
care are celule goale. Bun, mergem mai departe. Asta este tot. O lăsăm să se aglomereze bine. Și îi dau eu această apă. Și de acum se va gestiona sau se va bloca. Depinde de situație. În cazuri extreme, dacă are la dispoziție o ramă goală, chiar dacă e după diafragmă, o să-și facă loc. Un indiciu este această diafragmă pusă în jos. N-au construit pe ea, deci nu este nicio problemă. Așa. Aici nu avem mare lucru de făcut. Mă duc și voi deschide următoarea colonie. Mergem mai departe, am pus capacul aici. Următorul este aici, da? Așa. Trecem la acesta. Aici s-a lipit această de propolis, s-a încălzit și s-a mâiat propolisul. Polisul până e rece, nu-i problemă. După ce se încălzește, devine lipicios. Iată aici. Asta este o altă colonie. Aceasta necesită un alt tip de extindere. Bine, eu mă uit așa de sus și îmi dau seama. Deci apicultorii cu experiență ar trebui să se conformeze cu ceea ce știu, nu cu ceea ce bănuiesc. Cum e posibil ca tu cu experiență să nu faci ceea ce trebuie, da? Deci va fi o extindere progresivă. Scoatem tot, aici aruncăm o privire mai în detaliu. Este necesar acest lucru. Totodată voi îndepărta diafragma de în lateral, este o diafragmă acolo. Și în funcție de aglomerația de albine, o să extind. Bun, și să încep. Tot timpul aceste rame de după diafragmă îți dau niște indicii. Indiciu cât are nevoie de extindere, plus că au rolul de a fi deja preluat mirosul din cuib și odată preluat mirosul din cuib, după ce îl introduce în cuib, ele deja știu că le aparțin și în mare parte sunt curățate. Avem așa, astea trei rame, una este aproximativ goală și două sunt cu mâncare. Scot diafragma.
Asta diafragmă ține cuibul. Și să vedem. Având în vedere câtă cantitate de albină sunt pe cele trei rame. Asta este plină cu mâncare și probabil cu polen, da? Aceasta albina nu prea mai stă, este o ramă cu multă, multă mâncare. Așa. Pe următoare avem puietul larvar. Totul e plin cu larvar. Voi după matcă și vă o arăt. Cu rama cu matcă nu-i bine să te plimbi în afara cuibului. De aceea mă uit așa. Deci, aici e plin cu larvar. Nu știu dacă se vede. Oricum, foarte, chiar aici era matca. Bun. O las înapoi. Așa, deci ce diferență ați văzut? Această ramă plină cu mâncare și aceasta plină cu larvar. Calitatea măcii este foarte bună, este o matcă tânără și iată calitatea puietului, foarte, foarte fain. O colonie superbă. Cred că nu mai are rostul să vă zic rasa, nu? Este o fică de Beca, care am avut-o eu din greșeală, mi-a venit în stupină și am prins eu drag de el. Păi și acum eu ce să zic? Această colonie e bolnavă? De puiet văros, n-are nicio treabă. Au ei o sensibilitate mai mare, dar nu e exagerată această treabă. Bun. Mă uit. Totul e plin cu larvar. Deci capetele sunt pline cu puiet larvar. Ambele capete. Așa. Și e ultima ramă, da? Bun, dacă aceasta este ultima ramă, e clar că este plină cu mâncare. Ba din potrivă, mi se pare mult mai organizată decât alte colonii. Iată. Mi se pare foarte bine organizată. Ea se organizează hrana pe rame, nu pe ramă, adică hrana e în lateral, cuibul pe mijloc, totul e așa cum trebuie. Aceasta organizez cu totul altfel. Vedeți, are la dispoziție foarte, foarte multă mâncare. Nu m-am zgârcit în a îi lăsa mâncare sau nu. Deci mâncarea este esențială, bun?
Aceste trei rame de aici, acum vine rama aceasta. Aceasta este cea goală. Las în acest capăt îi las rama goală. Colonia mereu se va dezvolta spre interiorul stupului, nu spre exteriorul stupului. Nu va veni încoace. Merge spre căldură. Această ramă va fi ultima introdusă pentru această colonie în lateral, adică de acum în partea aceasta eu nu voi mai lucra. Așa, trag tot cuibul încoace. Așa, vine rama aceasta goală. Deci această ramă goală, vorba vine goală, sunt celule cu miere lichidă. Cu miere lichidă, deci avem celule cu miere lichidă. Așa, vine aici. Nu. În mod normal, majoritatea cum procedează? Această ramă este cu păsture și cu mâncare și este lângă rama cu puiet. Această ramă, mulți o introduc imediat între cele două. Dar am observat un lucru, că această ramă cu mâncare mereu este pusă lângă puiet. Eu dacă vin, extind cuibul forțat, fiindcă matca va veni să o aici. Astfel va avea un mic șoc. Nu este neapărat greșit, dar așa am observat eu. Și acum rama goală, o să o introduc aici. Asta va deveni ramă cu puiet. Asta cu mâncare, peste două săptămâni, va dispărea mâncarea. Toate celulele din mijloc, vor fi curățate sau consumate de albina care eclozează. Și matca se va extinde pe două rame, nu pe o ramă. Bun, și rama cu mâncare va fi aceasta. Aceasta va fi, pe care peste două săptămâni o voi găsi cu păstură. Acum o să întrebați, bine, și ce s-a întâmplat aici? Păi, este o extindere progresivă în funcție de necesitatea coloniei respectivă. Acum vin cu o diafragmă. Aici, după diafragmă, această colonie are pregătită mâncare. Deci are pregătită mâncare destulă. Nu descăpăcesc de data aceasta, fiindcă are miere lichidă la dispoziție suficientă. După care mă duc și o să-i aduc trei rame goale. Am venit cu cele trei rame goale. Aceste rame constă în celule goale, da? Avem celule goale. Această colonie, până la maximum lăzii, mai are încă 3 rame, 3 rame mai în cap, și punem frumos o ramă goală imediat după diafragmă. În caz că se va umple ea și se întâmplă ceva cu mine de n-ajung la această colonie, această ramă îi asigură o anumită distanță, adică n-ajung eu la ea, are unde lucra. Și celelalte două rame, la fel. Rame goale.
Diafragma limitează doar cuibul de lucru, dar asta nu înseamnă că albina nu poate lucra după ea. Poate lucra după ea foarte bine. Mai ales că această matcă are tendință de roire spre zero, cu toate că ea este mare. Este o regină selectată de-a lungul timpului, cu toate că este un beca. S-au mai făcut ele și încrucișări diferite, adică mai am și câteva negre prin stupină. Anul trecut am mai adus o linie de beca, ca să am mai multe linii de beca, nu numai una singură. Contează foarte mult și încrucișările care se fac între matcă și trântori. Dar de obicei în stupină, chiar dacă ai doar 5 colonii, să zic așa, trebuie să vii cu, să nu le cumperi pe toate de la un același apicultor, fiindcă o să te coste când ajungi la 30 de colonii. O să-ți dai seama că ai o problemă în stupină, nu se dezvoltă cum trebuie și ai această problemă de sânge, să zic așa. Bun, cam atâta pe ziua de azi. De mâine încep o altă lucrare cu lucrările astea de extindere a cuiburilor. Sunt terminate pentru 2 săptămâni. Bun, cam atât. I-aduc apă, închid stupul. Până data viitoare, numai bine!